a fost pentru clamare. În general, chiar am și spus, în general a fost pentru Biserica Domnului. Mm-hmm. A fost într-o grădină, a fost îngrădită așa grădina cu gard. Și în grădină erau corturi. Fiecare familie era la cortul lui. Mm-hmm. Erau corturi. De astfel, la unele familii la cortul era altarul. Ardea altarul, dar să zic, din toată grădina, eu că așa n-am văzut, totuși erau destule. În toată grădina nu erau nici 10 corturi unde erau altarul ridicat și se rugau. Am văzut oameni rugându-se, nu mi s-a făcut de cunoscut, oamenii să-i cunosc, erau pe genunchi și se rugau. La unii altar erau pe jumate și cu mână mai puneau câte o cărămidă pe altar, mai se uitau la ăștia la alt, dar în altă parte erau din trei categorii. La aia erau toate cărămizele jos, altarul deloc zidit și stăteau în picioare. La un moment dat, după gardul ăla, era un ecran mare, așa, foarte mare un ecran, toți copiii, majoritatea copiilor, cu 70%, puțin copii erau, care au rămas la cort, toți mergeau după gard și se uitau la ecranul ăla mare. Cum spuneau fel și fel, de porcării, de prostii, de astea. Și la, după gard era și diavolul. Așa o ființă s-a spus așa, îi zic către înger, că a apărut un înger în grădină și a venit cu un caiet și scria familia și scria altar. Familia de-l rămat. Tot așa scria pe un caiet, trecut întreagă. De după care striga diavolul, lasă-mă să intru eu acolo. Că oricum ăsta e mei, zice. A spus domnul așa, că vorba ca o lemn din văzduh, așa voce, a spus domnul așa, nu, le mai dau încă o șansă. Când a spus domnul lucrul ăsta, s-a făcut cum ar fi ea, vara vine să năurează dintr-o dată cu nori de aia negri. Da, o venit deasupra grădinii și când ajung deasupra grădinii, acolo la cortul, când ajung deasupra grădinii, așa s-a transformat, s-a coborât din nori, aia a intrat în cortul cu foc. În cortul cu foc și domnul așa a spus, am mai dat încă o șansă la familie. Dacă vor zidi altarul, vor pune pe genunchi și vor lua copiii de la ecran, de lângă gard, vor vedea binecuvântarea și credința lui Dumnezeu. Dacă nu, va lăsa pe diavol să intre și unde va intra diavolul, a zis că se va atinge de copii, de soț, de soții și va lăsa steagul de dol. Dă-i seama. Deci lucrurile sunt clare, 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 clare. Zilele de astăzi, deci, ca deja la noi la biserică, văd că deja unii lucruri încep să se împlinească. Părință, ca să fie mai liniștiți, să se înge în lângă, deci au pus copiii, cei mai mulți dintre ei au pus la ecrane să vadă desene animate, filme creștine, erau și adolescenți copii. La fel și fel să-și umplă mintea și au spus așa, părinții spuneau așa, da, asta au mis să zic, au spus așa, copiii sunt mici, încă nu știu acum, când cresc mari știu. Și domnul așa a spus, copiii sunt mici, diavolul se poate folosi de ei, dar pentru mine nu se poate. Deci de motivul părinților a fost că să fie liniștiți, au pus pe copii acolo, i-au trimis acolo și stau la ecrani. Păcând pentru mine a fost întăririi când am venit cu fratele Vasile aseară sau în altă seară, că el în România vine acum, mâine. Da, da, da. O zis, bă, a fost o lucrare în biserică la noi, că i-am spus lucrarea vedenei care am avut. Deci a fost o lucrare la noi aici în Moldova, aici ce a spus Dumnezeu așa, să luați copiii de la ecrane, că stau copiii la ecrane și la filme și pe la desene animate, numai la ecrane și-și umplă mintea și-i dau prilej diavolului să intre în familie prin lucrul ăsta. Eu n-am știut nimic cu ăla, cu nimic, care a fost treaba. Că în general, chiar spunea, că prorocul ăla spunea că în general în zilele de astăzi copiii pocăiților cei mai mulți nu mai stau în genunchi la rugăciune, nu mai citesc Scriptura, nu mai, părinții nu mai au timp de ei să le povestească din Scriptură, să roage, să cânte împreună. Așa îi trimite la ecrani, stau la ecrani. Da. De asta e foarte bun semnalul ăsta, dar ar trebui să-l audă cât mai mulți. Eu am zis acum, am spus la față, acum e chiar un cumnat ăsta de-a mea, au zis că i s-a trezit copilul mai în urmă noaptea, că vede lei pe dulap, nu știu cum, dar el vedea ce văzut, nu lăsa, nu vedea somn noaptea, ce văzut la desene animate cu fel. Eu nici nu știu cum e asta, nu știu ce. Deci, oricum.